be the fam, that's what they call me. I promise that you never be. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit din nou la un nou videoclip. Băi, fraților, a fost o căldură zăliste insuportabilă. Una la mână, a doua la mână. M-am gândit că să fac acum mai pisară un videoclip ca să vă mai țin la curent, să nu vă dezobișnuiți cu ideea că nu mai postez niciun videoclip sau ceva de genul. Astăzi am fost pentru a doua oară la Inspectoratul de Poliție, pentru cei care știi. Am fost din nou ca să înregistrez detectorul de metale. Ieri dimineață, la ora 9, am sunat la numărul care mi l-a dat de la recepție de acolo. Am sunat la domnul respectiv și am făcut o programare pentru astăzi la 9. Toate bune și frumos. M-am dus acolo, am făcut declarația, dar culmea, că era cât pișit să o îmbulinez așa o leacă. Deși cauză, că eu l-am cumpărat și mi-o acum zis o lună de zile. Asta era data de facturare, de când l-am luat până acum. Și îmi zis și domnul ăla de acolo, de când l-ați achiziționat? Păi să fie vreo lună de zile. Știți că vă putem amenda? Hop. Știți legislația? Nu. Păi știți că vă putem amenda? Păi de ce zic? Și îmi zice că trebuia, când l-am cumpărat, să mă duc până a depune cererea asta, trebuia să mă duc să îmi dea o altă cerere provizorii. Sau ceva de genul. Domnule, eu l-am luat, când l-am cumpărat, eu nici nu l-am folosit, doar l-am disfăcut să-l verific de la fan curier, dacă totul e în regulă și nu sunt probleme sau ceva de genul. Bun, toate bune și frumoase. O înțeles, o să vezi dacă în caz de mai achiziționa și altă dată, vedeți cum faceți și nu mai întârziați atâta, veniți direct și vă dăm o hârtie, o chestie provizorie. Ok, zic. Am semnat în 20 de minute, foarte simplu, în maxim 20 de minute am terminat. Bine, că eu mi-am și pregătit toate documentele. Mi-am tras la Xerox că trebuie copii de buletin și originalul, copii după factură și originalul. În locul meu a fost chestia că am primit factura online, deci n-am avut cum să-i dau originalul, doar am dat copii. Am primit-o prin mail factura. O trebuie să completez cererea pentru a obține autorizații. Foarte simplu. O trebuie acolo să scriu. Îmi pare rău că n-am putut să filmez. Bine, eram într-o instituție a statului care nu putem să filmez. O trebuie să pun seria datele mele personale, seria de pe seria detectorului, toate bune și frumos. Am terminat foarte, foarte repede. La care o rămas și am rămas surprins, pentru că în legislație, ceea ce am citit eu, durează undeva în 10 zile. Ținând cont că azi l-am depus, domnul ăla mi-a spus, posibil pe luni să îl primesc, să o primesc, să fie gata, semnată și aprobată. Doar că am opțiunea, o să mă duc să ridic autorizația sau să o primesc prin poștă. Eu i-am spus, o să cu ei oricum când o să aibă autorizația
semnat, o să mă contacteze și vorbim care și cum e posibil să o ridicăm. Acum nu știu, tot am mai făcut. Asta e a doua oară când am fost la Vaslui, la IPJ. Fac 100 de kilometri dus și întors, nu prea îmi convine. Așa că mai bine aștept să primesc prin poștă. În 10 zile ajunge, o săptămână jumate. Cred că 10 zile lucrătoare, undeva până în 2 săptămâni. A, bine, că eu i-am spus oricum să mi-o trimită prin poștă, dacă în caz de nu răspund la telefon sau ceva de genul. Așa că așteptăm noi videoclipuri, să facem noi videoclipuri, să mergem la detectat, să detectăm, să vedem dacă găsim ceva, vreo comoară, nu se știe. Ce să zic, stați pe fază, urmăriți până la capăt acest videoclip. Ieri am lucrat ceva, am început alte două noi proiecte care o să vi le arăt imediat. Am lucrat, uitați, am bătături în palmă. Am bătături în palmă de la cât am dat la sapă și la lopată. Aoleu, am ajuns, mi-a ajuns să mâinile din coate până la genunchi. Așa că să vă arăt acum și am mai lucrat aici noile proiecte. În principiu să vă arăt așa. Uitați aici, foarte, foarte, foarte mult pământ. Și dacă nu vă puteți da seama cam despre ce-i vorba, trebuie să înțelegeți că am săpădit mai craterul care nu știu cum să zic, trebuie să vă dați seama cam ce ar putea fi aici. Bine, care sunt abonați și care știu despre ce e vorba. În principiu, aici o să fie o gură de beci. Pentru că modificările care le-am făcut și o să le fac, o să fie semnificative. Acolo, dacă vedeți dumneavoastră, e o gură de beci, dar pentru că aici o să fie o cameră, automat trebuie să anulez gaura aia. Da. Asta e unul din proiectele care le-am început. Îmi pare rău că nu am. Oricum trebuie să mai săp, o să filmez cu siguranță mâine. O să văd mâine, da. Mâine, pentru că pe lângă toate astea, încep un nou proiect care cred că o să fie funny. Dar o să vă povestesc un pic mai târziu despre toate astea. Iar aici, după cum știți prea bine, am făcut o groapă. O groapă în care, după cum se vede, are niște scări unde o să parchez. Bine, că aici o să vină tot terasa. Am mai povestit eu în alte videoclipuri. Aici o să vin în terasă unde o să parchez mașinile. Și dacă tot am început să o fac o chestie bine calculată. Aici așa o să fie, eventual o să trebuia să schimb uleiul la mașină sau ceva de genul. Pur și simplu trag mașina aici sau să schimb ceva pe la o roată sau asta. Imediat am parcat mașina, mi-am făcut treaba, nu mă mai duc să mai dau o căruță de bani la service. Așa că uitați ce frumos au crescut pepinii în spate și cu popușoii, porumbul, cocenii, cum se mai zice și prin zonele voastre. Mamă, câte mașini s-au blocat strada. Aoleu.
Am să mă duc până la unchiul să vedem care-i treaba. Și proiecte au mai făcut și au mai rezolvat și au mai... Ce au mai făcut? Uite, eu scos iar o cloșcă. Măi, mititeilor, măi. Uite ce-o protejează măsa. Da, băi, fraților, o căldură și o fozăle astea, nu vă puteți imagina. Bobiță, nu fă gălăjie. Un cheșu, da, și faci un cheșu. Un magazin. Magazin? Da, ce vrei să pui acolo? A, băi, mai bag păsări, mai bag. Vrei să pui păsările acolo? Păsări, lemn. Până fac cu celălalt. Acum să dărăm asta să-mi prăște pământul. Au, trebuie pe cele le-am zăpășit. S-o dărmat ușor? Așa la s-o dărmat ușor, așa la împins mai mult. Așa la? Așa la, așa era politic. Păi și aici acum zici că vrei să-l dărâm? Dar nici, dacă nici ghimolea cu mai tare în el. Zici? Bobiță, nu faci gălăjii, nu mai mănânci azi. Lasă că mai poate ca săracu. Ai să atunci și eu de căldură. Aleu, aleu. Ce? Ce mai? Da, păi să zic că te... Băi, fraților, am zis că o să vă povestesc o chestie. Un nou plan. După cum vedeți, suntem un pic bine proporționați. Și am zis să facem și noi mișcare de dimineață. Și începând de mâine dimineață, de la ora 5, eu cu un cheșu, o să alergăm undeva la 3 km și ceva dus și 3 km și ceva întors. Poate așa mai dăm, mai dăm și noi jos. Bine, că eu n-am decât vreo 95. Hai, un... eu am 107. Bine, asta să nu să explicăm că așa e din familie, din sânge, adică. Tragem din rasă. Din oameni gospodari. Oameni trăiți bine, nu? Da. Nu, așa e felul nostru, știi, să fim un pic mai plinuți. Așa e gena. Așa e gena noastră. Oameni mai sănătoși, mai... Sănătoși. De unde ați sănătoși? Am văzut din gură, dar de că era sănătoși, era la spital acum. As. Ia uite, nefoi. E manela asta tu. Așa e. Să ne apucăm de dărmat. Stai, da. Stai așa. Stau, nu cum. Patru. Cine? George. Păi da, dă-mi și-mi iau o mănușă. Tu te-a făcut bătătură cu mănușă. Da, eu n-am bătătură. Eu te mănușcă, în ziua să ai pus lângă el. Da. Acolo, eu le folosesc, dar acum am uitat să le mai. Bă, și fam. Dragoste, frate. Patroane, și mai zici patroane. Că doar una între bine, și tu așa n-am. Dragoste, frate. Pune așa și dă. Hai. Ies că pleacă, ies. Uite, mă, ies, o cu să-mi ies că ea. Ia. Ce se teau pe ei? Nu ai nicio șansă, nu ai. Știi că mă stai să ne... Să-i rupim pe... Dăm cu asta. Pe mijloc. Dar nu-i cum tu o tăiești. Nu-i cum tu o tăiești. Hai că tu ai mai mâncat o reacă mai mult azi. Da. Vezi cu tremure. Ce tremură, măi? Da, mă, nene, iau-te. Nu se crinchez. Măi, iau-te, mă. Iau-te. Mai așa-ți cuvinte. Iau-te că îmi dau eu ulticul ăsta. Uite aici, da. Ia nu mă uite. Uite acolo. Aur. Vezi cum pleacă, de acolo? Păi, băi, hai să-l împingem de aici, de jos, încolo. Ia. De ce nu? Păi cum nu e dacă el se fie tânăia?
Aoleu. Aoleu. Păi, el are sârmă așa. Și el trebuie că-ți duci cu totul. Are sârmă ghimpat, uite. Vai, mama ta. Pus la cursul. Aici-i treaba lui. Cu berilă. Vii el să hățână. Dar e legat cu spuneți că ești de sârmă. Da, e. Nu cum să hățână. Dar are drășie și el. Marioala. Ai văzut? De la. Păi unde, unde, da, pun eu mâna, aici Dumnezeu mi-l am. Ia, și așa sunt. Ia. Ai văzut? Ce-a spus aici? Da. Muntile se dărâmă cu bucățica. Ai văzut? Ha-ha-ha! Uite cum uite, dar doar cu pau. Ia ușa! Da? Îți duci acolo? Cam sus? Hai! Bine, dar dă-ți și de unde barosul. E la mine barosul. Și o ții așa și-i dau cu barosul până prea tu pe dincolo. Ia! Așa! O leacă mișcare, că aici vrei să faci pe lumea. Aoleu, dar să vrei și alerm în dimineață. Mergi, nu? Gata, ne apucăm. La 5! Ha? Ai, bravo, la 5! Băi, mergi tu, mă, să alegi cu noi? Da. Ha? Da, merg. Merg mâini dimineață? Da, mâini. Salută fanii mei aici! Salut! Aveți grijă să nu vă aruncați în dig. Ha? Acum! Mamă, dar cât e de greu-i. Ai, mai. Dai cu aia să... Ia zi, Jay George, care treaba? Bine, am de dată bine. Bine? Bine, ușor. Ce faci și gajica ta? E, ha? Da. Aoleu. Ce mare capra vecinului. Oi, Joșică, oi. Ce-o pierezi, mă? Hai că mă vedem și partea ce. Opa. Aoleu. Acu' aia spate doar la... La blască. La blască. Vede asta. Ei, mă. Mai multe nu e. Ușoare. Zici și-am plinat. Ce-te la ea? Ce-te la ea? Ce-te la ea? Băi, cum o țin ca să dau? Cum o țin? Dă-i zis prima dată la aici, în partea asta. Dă-i mai aici, cum zic eu. Dă-i ține așa, ca a spus să-i dau. Da, mă, să nu mai așa. Uite, colo, în gaură și... Acolo, mai jos. Acolo. Ai văzut? Eu stai să se pleacă și de aici. Păi și? Hai tu ridică de acolo și-o împing de aici. Păi n-ai, vă tragi, băi, omule, hai pe amândoi. Păi nu pot că mă împingi nici ei. Hai așa. Ia, eu îl împing și de aici. Păi n-ai cum să-l împing. Cum? Ia. Aoleu, pune-mă. Păi și ăsta, hai împingi și de acolo și de aici. Și da mai stânca. Împingi și de aici. Hai că-ți pot doar mama în toată. Vezi? Hai. Așa trebuie lăsat să-l pune.
Asta a făcut, a fost făcut într-așa fel încât să rezisti, îți dai seama. Da, vă să vă uitați cât amuntile am dărmat aici. Care are nevoie de excavator? Eu dărâmunți aici. Ne chemi pe noi. Firma Sfarmă Piatră, așa ne numim eu. Așa trebuie să-l lasă ploaie, bre, în el. A fost turnat în mai multe reprize de asta. Păi și are și sârmă ghimpată prin el. Ma. Dar tu unde stai, mă? Aici așa vrei să facă teren de fotbal. Da, mă, da. Aici e handball, că e mai scurt. Faci? Da. Fac acolo două porți. Da. Vin cu așa. Și mă duc și mă căsătoresc cu una care are vreo 14 copii. 14? Păi 17. Poți să iau și eu boxa, tată. Păi, atunci are echipa de handball 7. Da? Poți să iau și eu boxa. E boxa? Mică. Dar și ești? Ești boxar? Da. Lăutar. Mă, nene, trotinetul. Cine? Tatisul. Așa o zis? Pe bani. Îmi dau pula. Am deodată. Sunt pană de idei. Hai, hai. Hai, hai, sunt pană de idei. N-auzi? M-am dus eu, dar zic, uite, tata, nu m-a dus mare. N-are bani, tata. Cum? N-are bani, tata. Ți-am luat, tata, dar n-are bani. N-are bani. Dar e fi de cu... cu 1 milioane, un drag pe ăla. De care e trotineta electrică? E și e care merge în urmă. Așa, așa face. Hei! Ana are bicicletă. Are? Nu are, dar nu mai e. Până noastră că nu-i mai e alta, a? Pe ce trei, pe ceva. Pauză. Acum vrei PS4. Băi, tată, trebuie să o faci și PS5, am să-ți. Da? Fatele oai ca la mine. Păi de ce nu? Când ai dat de bani. Da. Am să eu. Dar aici ce vrei să faci, vre? Și cu gaura asta. Acolo am vrut să faci ceva, dar o astup. Da, de ce o astup? Și dar ce mai fac? Piscină. Da, dreapă. Piscină într-o metru. Hă? Unde e nu-ți? Cum? Tu știi cum se îngropau evreii, nu? Așa, nu-ți fac nici eu. Bre, știi cum se îngroapă evreii, nu? Da, îi pun într-un șarșau și aruncă. Da, la închișoare? Da. Așa faci... Îi las capul la suprafață. Și nu faci cu așa, uite, faci mai multe grochi, dincolo până în deal. Nu vrei și faci cimitir evreiesc? Da, și cu privat, cu plată, nu? Da. Nu e rău. Ca asta, cum îi zice, ca Oana Zăvoranu, n-ai văzut, are cimitirul Belu. Da, păi are, e măsă o avut. Păi da, și nu i-a rămas, nu a murit măsa. Rămas, e, na.
săraca, a vrut să o omoare, deci nu o ratat ocazia. O ratat ocazia să moare. Băi, fraților, cam asta a fost pe azi. Am vrut să vă fac așa o informare pe ordinea de zi. Cam așa, cu grajd. Cu grajdiu. Cam ce am făcut și urmează să facem. Așa că nu uitați să dați un like acolo distribuirii. Subscribe. Și să facă? Subscribe. Da? O să dei, așa, abonați-vă, distribuiți în grupuri, să vadă mai multă, mai multe persoane, să aboneze. Cum ai? Mihai Corciov. Mihai Corciov, așa se caute, nu? Da. Așa o să caute. Îl scoți. O ieși de frică, o ieși, bre. Deci, știi vorba ce unde-s doi puterea crește. Zici? Ia, s-o uita, s-o... Unde? Bă, acolo ora asta fănii e bună. Ia, unde? Ha, ha, ha. Ia du-mi poate, dacă da. Oh! Tai așa că... Unde? Am găsit ou. Două! Păi nu-i nici unul de pichiri, am un două de pichiri. Îți două, le iei pe aici două? Unul lasă. Păi care? Care e cine contează? Eu le iau unul și ala lasă, tot așa. Păi dacă îl lași 3 zile. Dacă îl lași 3 zile. Am găsit ou. Am lăsat unul, da. Uite. Ou de pichiri. Ou de pichiri. Dar pichirul ăia e la ele? N-ai? S-a îmbătrânit, dragi. Ia. S-a îmbătrânit. Da? Am bunul ăsta, uite cât de deam. Ia, strânge asta, că cât am căutat eu de aici. Uite cât de deam drumul, că zic, l-am băgat în mână. La ou? Da. Și-am părut de eu. Da, băi, fraților, cum spuneam mai devreme, fiți pe fază că mâine ieșim la alergat. De mâine ies la alergat, eu cu un cheș. Punem gluga în cap în dimineață și mergem la fugărit. Băi, nu mergi tu mâine cu noi la alergat? Da. Hă? La 5? Da. După ce ai trebuit la muncă? La 3, da. Da? La 3. Mă duc cu un cheșu, forță, power. Nu știu cât în viitor faci în ziua. Hai măi, asta o să vă arăt eu mâine cât adita mai dealul avem de ridicat. Așa că... Băi, Alex, când încoacă fanii mei, nu te-o mai văzut de mult. Da? Da. Ia zile aici, așa tu ceva. Că închidem videoclipul. Salut, fanii mei. Așa. Și trebuie dați un like. Așa. O distribuire. Așa. Și un comentariu. Și un comentariu? Comentariu, iau. Și să distribui în grupurile lor, nu? Da, bravo. Bravo. Ciao. Ciao, Obelo. Ciao, Obelo. Infamous, what they call me. Promise that you never be.